pe premierul Ludovic Orban, dar și pe ministrii de finanțe Florin Câțu și pe cel de externe Bogdan Aurescu, pentru a vedea care sunt soluțiile pentru ca lucrurile să reintre pe un făgaș normal. De asemenea, alegerile din diaspora sunt o problemă extrem de importantă care s-a aflat pe agenda discuțiilor de astăzi de la Cotroceni. Vom dezbate acest subiect în emisiune când vom vedea și cum prefecții din țară se îmbolnăvesc subit în această perioadă, iar PNL acuză că nimic nu este întâmplător și că toate concediile luate pe caz de boală de către reprezentanții executivului în teritoriu nu ar fi o coincidență. Ba mai mult decât atât, acuză PSD de o tentativă de boicotare a alegerilor de duminică. Vedem detalii și despre acest subiect imediat. Deocamdată permiteți-mi să vă prezint invitații mei de astăzi. Gabriela Savu, avocat, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua! Mihai Belu, jurnalist, bună ziua, bună mulțumesc ziua, pentru prezență. Și Andrei Țăranu, politolog. Vă mulțumesc bună și dumneavoastră, domnule Țăranu. Eu sunt Aneta Sângiorzan, începe chiar acum Top B1. După o ședință de urgență la Ministerul de Interne, ministrul Marcel Vela este într-o videoconferință și la această oră cu prefecții, după ce au apărut zvonuri cum că PSD face presiune asupra prefecților să intre în concediu medical pentru a bloca desfășurarea scrutinului de duminică. Mai mult, au fost constatate deja mai multe infracțiuni în cazul alegerilor. Haideți să vedem câteva declarații ale ministrului. Din camaraderie, prietenie, dar și din responsabilitate managerială, să vă anunțați cei doi colegi că voi trimite o echipă de medici de la Direcția Medicală și de la Policlinica din Oradea ca să-i ajutăm, că poate au primit o medicamentație greșită. Poate să nu fie, Doamne feri, mai grav. Ministerul de Interne mâine va fi la Arad pentru a le acorda asistență medicală celor doi colegi, astfel încât ei să revină cât mai repede la obligațiile profesionale, administrative, guvernamentale și chiar politice pe care le au. Eu nu cred că au fost orientați doi viruși în Arad exact să atace prefectul și subprefectul și ei să cadă subit într-o boală. Prefectura nu este nici a PNL-ului, nici a PSD-ului la Arad. Este a arădenilor. Nu ne putem juca cu asemenea situații în mijlocul furtunii. Capitanul a părăsit nava. Păcat. Sunt probleme așadar la unele prefecturi din țară și am văzut acuzații din partea Partidului Național Liberal la adresa PSD. Vă propun să mergem pentru început la Arad. Stăm de vorbă cu Lucian Cosma, este purtătorul de cuvânt al prefecturii Arad. Vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Cosma, spuneți-ne care este situația acolo, ce s-a întâmplat cu doamna prefect? Situația, a expus-o domnul ministru în videoconferință, am auzit că a citat imaginile, mai mult nu am ce să vă spun, atât doamna prefect și domnul subprefect se află în concediu medical. De cât timp? De 2 zile. Deci de alaltă ieri nu a mai venit la serviciu? Da. Aveți detalii cu privire la ce afecțiune au cei doi? Nu am detalii. Dar semnale când s-ar întoarce la muncă? Nu știu să vă spun nici acest lucru. Cred că este o problemă care îi privește. Este problema lor. De sănătate. Că intervii, Mihai Belu sunt. E o problemă de interes public, pentru că practic aveți un județ care nu-i condus. Și vreau să vă întreb, credeți că e un județ în funcționărimea publică, că am văzut că și soțul, respectiv soția prefectului și subprefectului, tot la stat lucrează, niște familii de bugetari, o problemă în general, poate fi considerat un risc de ăsta de muncă la stat, să te îmbolnăvești la dumneavoastră în județ? Nu pot să fac comentarii asupra ceea ce ați spus dumneavoastră. Domnul ministru a expus mai înainte o soluție pentru asigurarea continuității la comanda prefecturii județului Arad. Așteptăm și noi materializarea acelei soluții. Dar cum stați, domnule Cosma, cu pregătirea alegerilor? Mai sunt câteva zile până la primul tur. Da, după cum am și comunicat domnului ministru în cadrul videoconferinței, situația este sub control. Toate activitățile prevăzute în calendar de activități privind organizarea alegerilor pentru președintele României
sunt realizate, sunt în termen, sunt în grafic. Dar aveți ceva semnale, v-au venit ceva ordine de la centru cu privire la boicotarea alegerilor? Sunt aceste acuzații care se aduc la adresa PSD și nu pot să nu vă adresez această întrebare. Nu, absolut deloc. Vă dați seama, nu pot să comentez afirmații politice sau despre partide politice. Noi suntem o instituție politică. De asta, repet, toată pregătirea alegerilor decurge în mod normal. Procesul nu este afectat. Și cine asigură acum conducerea la prefectură, dacă și doamna prefect și domnul subprefect sunt în concediu medical? În videoconferință a participat domnul Cosmin Privac, dumnealui este șef serviciu conducerea instituțiilor deconcentrate și relații internaționale în cadrul instituției noastre. Vă mulțumesc tare mult, domnule Cosma. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Începem și dezbaterele. Domnule Săran, încep cu dumneavoastră. Cum vedeți acest soi de îmbolnăviri venite întâmplător sau nu? Nu putem să confirmăm, nici să infirmăm acest lucru. Nu sunt întâmplătoare, doar că ele au mai degrabă un caracter personal, să spunem. În sensul în care, după cum știți, încă de pe vremea domnului Blaga, din 2006-2007 s-a schimbat legea și prefecții au devenit funcționari publici superiori. Motiv pentru care, deși ei sunt reprezentanții guvernului în teritoriu, nu sunt ca președinții de Consiliu Județean aleși de cetățeni, ei chipurile sunt apolitici. Dar așa cum știm, de fapt, nu mai sunt de foarte multă vreme apolitici. Există un fel de rezervă de cadre când vin ai noștri, se pun alți prefecți, care până de curând erau inspectori, și cei care pleacă se duc în locul respectivilor ca inspectori, datorită acestei aberații legislative. Ori, probabil că prefecții respectivi simțeau, în cazul Aradului este foarte simplu, domnul Falcă este un pivot, dacă vreți, al PNL-ului în vestul României, și relațiile erau foarte proaste, probabil se așteptau de la bun început să fie schimbați. Așa cum știți, legea nu permite ca atunci când ești bolnav sau ești în incapacitatea funcției publice să fii schimbat, urmând să fie un fel de vacantare a postului până când se rezolvă problema medicală. Același lucru mi s-a întâmplat în 2009, dacă vă aduceți aminte, când aveam câte 3 prefecți, 3 directori, 3 funcționari publici pe aceeași funcție. Ceea ce e de remarcat însă, și ăsta e un lucru care într-adevăr merită discutat, este acest blitzkrieg pe care PNL-ul l-a pornit, iată, la 3 zile, nici la 3 zile de când a fost investit guvernul. Pentru că nu numai declarativ, dar și direct, a început concentrarea deconcentratelor, a început o formulă de comasare a unor instituții, probabil o să revenim asupra acestui lucru, și o schimbare foarte rapidă a funcționarilor care pot fi schimbați cu oameni care sunt mai apropiați politic de PNL. Și asta sub semnul urgenței, urgență care vine atât din alegeri cât și din criza economică care se preconizează, prevede, recunoaște că va veni în scurt timp în România și în Uniunea Europeană. Probleme nu sunt doar în partea de vest a țării, ci și aici, în zona capitalei, la Giurgiu. Înțelegem că prefectul s-a îmbolnăvit și a plecat în această dimineață la urgențe. Deci e o situație gravă, Mihai Belu. Nu întâmplător bănuiesc că l-a întrebat pe domnul purtător de cuvânt de familia domniei sale și... De familia șefilor. Șefilor, da, medical, șefilor domniei sale. Într-adevăr, aici avem de-a face cu rezerva asta de cadre de unde se extrag prefecții. Sunt un felul de funcționari de vocație, nu numai ei, ci și familiile. Rar mai avem, cum este, spre exemplu, cazul prefectului de Iași, care, în afară de faptul că e funcționar de profesie, este și un latifundiar în zona acolo, are o declarație de avere stufoasă. Dar ei sunt niște funcționari pentru că trebuie să îndeplinească niște condiții
condiții să devină înalți funcționari publici, adică să lucreze la stat vreme de 10 ani, să facă niște cursuri în regim de urgență la Institutul Național de Administrație Publică și gata, ei sunt printre puținii din județul lor care pot să îndeplinească această funcție de reprezentant al guvernului în teritoriu. Acum, partidul care s-a gândit la un moment dat să oprească toate aeronavele, să nu vină parlamentarii la vot, acum s-a gândit să-și îmbolnăvească prefecții. Eu zic că nu e o chestiune simplă, nu e o chestiune de care neapărat să râdem și să o privim așa cu larghețe. E totuși o acțiune concertată, care nu va avea efect, pentru că în mod sigur vor exista soluții legale ca alegerile să desfășoare cum trebuie, să fie cineva acolo la comandă. Însă e o acțiune clar împotriva statului. În momentul în care vezi că deja ai patru județe unde a dispărut conducerea, unde au dispărut reprezentanții guvernului în teritoriu, asta înseamnă că cineva încearcă să facă statul să nu mai funcționeze. Asta e o infracțiune gravă, mult mai gravă decât alte minuni de astea despre care vorbim noi, achiziții publice și alte dosare celebre. Pentru dacă că efectiv... permiteți o secundă, e foarte interesant că este o reacție a statului împotriva statului. Pentru că funcționarii publici, mai ales funcționarii publici superiori, sunt însuși statul. Și guvernul este la rândul său însuși statul. Aici avem, de fapt, o mare problemă legată de coloraturile diverse ale statului în acest moment. Pentru că avem un stat de drept, funcționarii publici, din nefericire, că ne place sau nu ne place, reprezintă statul. Faptul însă că a existat o politizare de decenii a funcției publice, ne conduce de fiecare dată în această situație. Noi încercăm să fim domnișoare. La americani, când au venit democrații, republicanii și-au strâns tot un cutiuță și-au plecat în mediul privat, pe față, oficial, adică o chestiune asumată, pentru că, în definitiv, orice numire de asta, de la deconcertate la numirea prefectului, este o chestiune pe care partidul care o face și o asumă în fața electoratului. Și noi încercăm să fim domnișoare, să zicem că am creat noi niște eroi care nu sunt politici și numește Dumnezeu din ceruri și ei sunt acolo într-o stratosferă a județului lor. E o poveste asta, normal că sunt numiți politic și prefect și orice alte minuni de funcționari de ăștia care stau de 100 de ani și pendulează în jurul diverselor stipendii de la stat. Că pe toți, dacă îi căutăm, vedem că ia bani și ca prefect, ia bani și că este în comisia aia, în atop, aia cu zăpezile care îi surprind tot timpul nepregătiți. Și tot așa, apropo, ar trebui acum, cu ocazia asta, că noi discutăm despre ei, să le spunem că într-o lună, o lună și un pic, vine zăpada, să nu-i mai prindă nepregătiți. Când le trece boala și le expiră concediul medical, o să fie zăpadă, să încerce să se pregătească. Sau nu o să mai fie domniile lor în funcție. Să citească o carte. Scuzați, acum, această chestiune a prefecților, până la urmă, este o chestiune de politică publică. Da? România a vrut, cum spunea domnul Belu mai devreme, exact așa, da? Să se facă cumva, din punct de vedere legislativ, ca această categorie a prefecților și subprefecților să facă parte dintr-un corp al înalților funcționari publici, adică ce înseamnă asta? Un corp super profesionalizat, care, vezi, Doamne, să nu aibă nicio legătură cu ingerința politică și cu numirea strict sinecuristă, să spun, pe o asemenea poziție, în timp ce, de fapt, numirea în sine a acestor cetățeni este una pur politică. Da, în momentul de față, prin codul administrativ, numirile se fac prin hotărâre de guvern, la propunerea ministerului care coordonează instituțiile prefecților, și anume Ministerul Administrației și Internelor. Bun. Deci, din punct de vedere legal, avem acest corp al înalților funcționari publici. Dacă s-ar uita cineva pe componența întregului corp, așa cum este el acum, haideți să fim serioși, acolo sunt persoane care de o viață n-au lucrat decât la stat sau în legătură cu statul, care într-adevăr îndeplinesc condiția de vechime și condiția de pregătire. Dacă te uiți pe declarațiile lor de avere, constați că, deși au lucrat o viață întreagă la stat și din această poziție de funcționar public sau un alt funcționar public, ai o mulțime de incompatibilități. Ești guvernat de teama conflictului de interese pe care trebuie să le eviți. Ai o mulțime de probleme, dar totuși oamenii ăștia au acaparat o avere și o poziție extrem de importantă în administrație și, din
poziția asta, numiți politic, ne trezim acum că uită că au jurat pe Constituție și au spus că vor îndeplini cu bună credință toate atribuțiile pe care le au conform legii și se îmbolnăvesc așa subit. Acum nu suntem naivi. Sigur, e păcat să vorbești de rău cumva o persoană care zice că e bolnavă, dar să mă ierte Dumnezeu, nu se puteau îmbolnăvi așa dintr-o dată câțiva prefecți, ce să zic... Dar uitați-vă la asta, haideți să vă dau exemplu. Din punct de vedere legal, scuze-mă Mihai, din punct de vedere strict legal, oamenii ăștia totuși au, în afara atribuțiilor de supraveghere a procesului electoral, organizarea alegerilor și așa mai departe, au inclusiv obligația de a coordona comitetele privind situațiile de urgență. Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva într-unul din județele astea, cine o să răspundă? Un directoraș de la o direcție din cadrul instituției prefectului? Ați văzut mai mult decât legal, guvernul Orban probabil că va găsi soluția numirii celui de-al doilea subprefect. Pentru că, potrivit codului administrativ, acum prefectul este ajutat de doi subprefecți și probabil că de urgență vor da hotărâri de guvern de numire a celui de-al doilea subprefect. Cred că. Eu vreau să exemplu că tot vorbim de înalți funcționari publici și ne imaginăm, sau publicul își poate imagina așa niște specialiști extraordinari ai administrației publice. De exemplu, subprefectului din Giurgiu, Gogu Moțan, nu știu dacă s-a îmbolnăvit și el sau numai prefectul. Doar domnul prefect acolo. Avem informația că a ajuns la urgențe. Ăsta, el, înainte să fie numit subprefect, a fost consilier pe probleme de asistență socială la primăria Bulbucata. Adică nu e vreun, cum e școala de administrație de la Paris, să fie așa niște oameni care se priceapă la administrație, niște doctori în administrație publică. Sunt niște oameni care parazitează sistemul și care, în afară de faptul că sunt ei denumiți a fi apolitici, clar că pendulează în jurul unor partide politice, având avantajul că ei îndeplinesc condițiile alea scriptice. Au lucrat la DGASPC vreme adică de 10 ani. Adică ce trebuie spus, să fie foarte clar. Ceea ce s-a întâmplat în 2007 a fost un abuz. Pentru că din totdeauna, din 90 până în 2007 și înainte de comunism, prefectul este reprezentantul guvernului. Guvernul este o instituție eminamente politică. Deci reprezentantul guvernului nu poate fi decât politic. Aia a fost, cum spunea domnul Belu, un fel de domnișoreală, așa, ca să ascundă o formulă prin care, în momentul ăla, fără să se gândească la viitor, ceea ce, din nefericire, se întâmplă permanent în România, nimeni nu se gândește decât la momentul acesta, au fost numiți, sau mă rog, s-a schimbat legea astfel încât să poată să fie numiți niște prefecți exclusiv din momentul respectiv ai PD și ai PNL, și acum se trag concluzii. Iată, după 12 ani, când am putea foarte simplu, sau am fi putut de foarte multă vreme să schimbăm legea, să ne întoarcem la situația foarte clară în care reprezentantul politic al guvernului politic se duce în județ pentru că funcția sa nu este să pregătească alegerile. Președintele de Consiliul Județean face chestia asta. Primarul, în cazul unității administrative. Da, dar de supravegherea procesurile electorale, exact. Prefectura supravegherea, se... Supravegherea, ori ăsta este lucrul cel mai important. El supraveghează din punctul de vedere al guvernului ce se întâmplă legislativ dacă lucrurile sunt bine făcute. Că de fapt instituția asta până la urmă ce face? Supraveghează din punct de vedere al legalității, exact. Absolut tot. Da? De la activitatea deconcentratelor din teritoriu până la legalitatea actelor administrative. Sigur. Asta este tutela pe care o are prefectul. Dar acest boicot, sunt curioasă să aflu cum s-ar putea desfășura, pentru că PNL-ul s-a întrunit, mă rog, guvernul, noul executiv s-a întrunit și aseară în ședință de urgență, astăzi a dus domnul Orban cu domnul Câțu, au mers la... Vor face o situație și vor numi suprefecția altă soluție. Bate problemă, deci informații sunt că s-ar întâmpla ceva, că nu cred că de... Bun, s-ar întâlni și aseară, în miez de noapte, și astăzi. Eu cred că măsurile acestea sunt absolut normale. Adică în momentul în care vezi că o acțiune din asta care pare a fi concertată se întâmplă, cred că trebuie să ai un semnal de alarmă și să începi să te organizezi, să vezi dacă lucrurile sunt bine stabilite la nivel de teritoriu și dacă nu cumva vom avea probleme cu organizarea alegerilor. Adică cred că ar fi dimpotrivă o slăbiciune să lași lucrurile să se întâmple, să dai hotărârea de guvern de schimbarea prefecților eventual și să aștept să revină din concediile medicale. Adică trebuie să te implici și să vezi ce se întâmplă acolo la nivel teritorial, că poate această îmbolnăvire ascunde ceva. Nu știu.
Poate sunt clar ascunde ceva, adică o îmbolnăvire de patru prefecți în aceeași patru zi, pe care îi știm noi, da, acum, pe care îi știm că probabil actele sunt în mai multe locuri și tot va spune vreunul dintre prefecții ăștia la un moment dat m-a sunat X și mi-a spus să mă îmbolnăvesc, cum a spus și directoarea de la Tarom, și asta e o paralelă care trebuie făcută în momentul ăsta, pentru că nici la Tarom, dacă erai un om rațional, nu puteai să te gândești că nu o să se afle. La fel, nici în momentul în care încep să pice prefecții pe capete la pat bolnavi în România, trebuie să te gândești că la un moment dat o să se afle care a fost toată regia de emisie. Da, asta spune foarte mult și despre calitatea oamenilor respectiv. Cineva care nu și înțelege rolul, nu și înțelege responsabilitatea și se pretează la genul ăsta de act în condițiile în care știe foarte bine, a fost numit politic, s-a schimbat guvernul, ok, s-ar putea să vină o hotărâre de guvern care să-l revoce din funcție. Care este problema? Trebuie să fie asumat în momentul în care ocupi o asemenea funcție publică. Despre ce discutăm aici? Ne ascundem în spatele unor concedii medicale ca să ce? Oricum este o situație temporară care până la urmă va fi surmontată. Mergem într-o scurtă pauză de publicitate și continuăm să dezbatem subiectul imediat. Rămâneți alături de noi. Subiectul momentului și anume că prefecții din mai multe județe din țară s-au îmbolnăvit subit, unii au ajuns la urgență, avem județe în care atât prefectul cât și subprefectul sunt bolnavi cobză și nu pot să se prezinte la serviciu. O situație acuzată de Partidul Național Liberal de guvern prin prisma faptului că se încearcă boicotarea alegerilor de duminică. V-aș întreba, care ar fi mizele acestor îmbolnăviri? Pentru că, până la urmă, oamenii ăștia, dacă se vrea a fi schimbați din funcție, se va întâmpla acest lucru. Da, dar oamenii ăștia până atunci mai rezolvă, din punct de vedere financiar, bifează o perioadă în care vor câștiga niște venituri frumoase, fiind în concediu medical. Deci vor mai acoperi niște dosare își acoperă lucrurile pe acolo, mai rezolvă câte ceva, știu eu, poate nu e cazul să avem o tranziție atât de bruscă la către ocupantul nou al funcției. Deci, din punctul ăsta de vedere, cred că pe aici sunt interesele, plus nevoia asta de a ține până la urmă din partea PSD interesul public viu cu privire la faptul că urmează niște epurări politice la nivelul administrației. Și cred că și asta ar putea să fie o miză, de data asta electorală. Da, foarte bine ați punctat aici cu epurările. De fapt, observăm, cum vă spuneam, este un blitzkrieg incredibil pe care PNL-ul îl face în acest moment. Numai ieri a apărut o ordonanță de urgență în care o mulțime de unități au fost comasate. Institutul de Științele Educației a fost comasat cu Centrul Național de Evaluare. Protecția copilului a fost comasată cu persoanele cu dizabilități. Nu se întâmplă pentru că, în felul ăsta, eliberarea din funcție a unor funcționari mai publici, da, este facilă, pentru că prin reorganizare se reduce numărul de posturi și automat va fi mult mai simplu să scap de o serie de funcționari care au fost numiți pe criteriile de altfel pe care le știm cu toții, că nu suntem naivi. Aici trebuie să atragem atenția. Eu încă, evident, trebuie să fiu de bună credință. Dar din nefericire am trecut toți prin această poveste, adică pleacă ai noștri, vin ai noștri. Pleacă PSD-ul și putem vedea o venire a celor de la PNL care să încerce să stea cât mai mult. Nu vă aduceți aminte, după PD-serizare o veni cederizarea, după cederizare o veni PSD-izarea, după PSD-izare o veni pedelizarea, penelizarea și toate zărările de genul ăsta. Ori asta ar trebui într-adevăr să se întâmple. Când vorbim de competențe, în acest moment, cu legislația pe care o avem, este aproape imposibil să faci meritocrație. Trebuie întâi și să nu uităm, avem un guvern cu un mandat scurt, foarte scurt. Deci dacă ar reuși în amonte să schimbe legislația și să facă o legislație în care funcția publică să fie ocupată prin concurs, există niște caiete de sarcini foarte bine conturate, în care există niște
job description, nu știu care ar fi traducerea în Europa. Fișa postului. Fișa postului, da, dacă ar fi totul foarte clar și foarte bine și care sunt responsabilitățile transversale și ierarhice, atunci ar fi măcar un început. Dar tot politic s-ar numi, că aici trebuie să cădem de acord. Ei, tot politic s-ar numi cu orice concurs. Păi avem exemplu de la managementul ăsta privat al companiilor, care a sunat foarte pompos și foarte frumos și management corporativ și cu concursuri, cu firme de recrutare ca la o corporație și tot politic s-au numit dar toți. Dar să știți că pe procedură, că tot zicem că nu avem legi, că legislația, bun, s-ar putea face niște mici modificări, dar să știți că procedura, strict procedural, că am studiat-o, era foarte bună. Și a ajuns că tot foarte a vorbit bună. De strategul. Problema este că orice procedură ai face pe actuala organizare sau mentalitate politică este sortită eșecului, pentru că ea va fi viciată, va fi căpușată, tot în interesul propriu al acestor structuri care au devenit de soi mafios, să transparentizăm, să-și asume așa. Politic. Domnule, că aceea era o procedură transparentă de selecție. Atenție! Și au reușit să o facă praf și pe aceea. Da, trebuie să mergem în publicitate din nou, revenim pentru concluzii și tot după publicitate o să mergem la Ministerul Muncii să vedem acolo Violeta Alexandru preia oficial portofoliul de la doamna Pinta. Nu de la doamna Pinta, de la doamna... De la oricine preia, tot de la Olguța preia. Da, de la doamna Olguța. Revenim imediat. Că trebuie să fie în spațiu public la dispoziția oamenilor legate de activitatea ministerului. Nu mă opresc doar la aceste lucruri, deși au trecut doar 3 zile, deja am demarat câteva proiecte asumate în programul de guvernare și pe care le consider priorități. Am cerut structurilor ministerului să și avem discuții de dimineață până noaptea cu privire la cele mai bune soluții de optimizare a aparatului de lucru din minister. Așa cum știți, în ordonanța de urgență de ieri am propus guvernului și colegilor mei și au fost de acord ca în vederea eficientizării instituției și pentru că în ceea ce privește copilul, persoanele cu dizabilități, statul român trebuie să aibă o politică care să acopere tot ciclul vieții acestor persoane. Am propus comasarea Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopții cu Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități. Aparatul tehnic se va comasa, deci vom ajunge la, inclusiv la o economie și de timp de lucru, dar și de resurse și, bineînțeles, ne așteptăm la o eficiență la nivelul activității în serviciu beneficiarilor acestor structuri. Sunt în analiză cu privire la celelalte structuri ale Ministerului. Dorința mea este să întăresc linia de oameni care lucrează cu cetățenii, cu beneficiarii acestor servicii și să reduc în măsura posibilului structurile de conducere, aparatul, demnitarii, cabinetele acestora, adică palierul de conducere care de cele mai multe ori nu produce, nu are efect în calitatea serviciului oferit contribuabilului, beneficiarului serviciului respectiv. Aceste lucruri le voi decide în foarte scurt timp. Mi-am stabilit un termen de doar câteva săptămâni pentru a face o propunere coerentă cu privire la modul în care văd eficientizată activitatea acestui minister și a structurilor din subordine. Lucrez foarte alert, lucrez în consultare cu toți colegii din minister care înțeleg care este obiectivul și anume de a ajunge la structuri suple și care să se concentreze pe livrat serviciu de calitate pentru beneficiari. Și în paralel iau niște măsuri foarte ferme pentru creșterea transparenței. Este un minister care interesează, care afectează viața de zi cu zi a oamenilor și tot ceea ce este informație publică, modul în care se răspunde oamenilor care ridică nenumărate întrebări pe subiecte vitale pentru ei, toate aceste lucruri vor fi în spațiu public pentru că așa mi se pare normal să lucrăm. Nu în ultimul rând, am început deja activitatea și în foarte scurtă vreme vom ridica în dezbatere publică proiecte de acte normative
ale noastre, ale Ministerului sau în colaborare cu celelalte ministere de resort, cum ar fi, de exemplu, în ceea ce privește salariul minim. Am început deja grupul de lucru pentru a stabili un mod de calcul, un criteriu obiectiv prin care acest salariu minim să poată fi acordat fără să existe suspiciunea interferenței politice sau unui calcul electoral, de câștig electoral, când de fapt n-ar trebui să influențeze rezultatul stabilirii salariului minim. Voi scoate în spațiul public acest proiect în consultare cu Ministerul Finanțelor Publice, pentru că avem nevoie de o analiză de impact financiar riguros făcută. Sunt în lucru cu un proiect de act normativ care vizează situațiile în care o persoană se pensionează din sistemul public și după pensionare se angajează tot în sistemul public. Consider că trebuie să avem o discuție serioasă pe acest subiect și am format deja un grup de lucru căruia i-am dat un termen foarte scurt pentru a-mi veni cu un proiect pe care să-l scot în dezbatere publică și pe marginea căruia voi angaja consultări cu partenerii sociali și cu toți factorii interesați. Lucrăm în același timp la forma proiectului de act normativ împreună cu colegii de la Finanțe privind eliminarea supraimpozitării contractelor part-time. Violeta Alexandru a preluat portofoliul de la Marius Budăi. Dezvăluiri de ultimă oră făcute, a spus că softurile pentru pensii și salarii au probleme și că a găsit o grămadă de nereguli în ministerul pe care l-a preluat în urmă cu 3 zile. Continuăm să dezbatem și în cea de-a doua oră, când vom vedea problemele la nivelul executivului găsite de Ludovic Orban. Vă spun doar atât, o gaură de 11 miliarde de lei pe care nu știe guvernul cum să o acopere, cel puțin în acest moment. Revenim la 14.